Eu tare sper că și voi între timp ați devenit fanii emisiunii noastre. Noi acum să revenim cu cea mai înflăcărată, una dintre cele mai înflăcărate fane pe care le are trupa Carless Dreams. Ca să mă convingem, ai adus așa doar un pic din... Un pic de lucru, sunt foarte multe. Așa, din Carless Style. Tu ai făcut o inventariere, știi? Câte obiecte reprezentative băieților ai? Am în jur de 30. 30. Hai să vedem. Deci evident, rucsacul este... Carlos, care eu țin foarte mult la el și îmi place foarte mult. Dar aici... este și unul comod, dacă ți-i cap în el. Da. Mergi cu el la toate concertele? Da. Așa. Da. Am primul carnețel Carlos și primul autograf al lui Sergiu. Și așa. Este și pata lui de culoare lăsată aici. Așa, ia, ține mai mult ca să reușim așa. Să filmăm. Așa. Prima iată, așa arată un autograf al băieților... Din trupă? Da, al solistului, de fapt, da? Așa, haideți să-l prindem aici. Așa. Așa. Am stilou Carlos Dreams, care tot împarte foarte mare noroc. Da, tu le folosești și în viața de zi cu zi? Da, sau... stiloul ăsta la muncă mai mult îl folosesc. Așa. Așa. Am ceva foarte interesant pe care am vrut să vă le arăt cu siguranță. Deci sunt toate brățările mele. Deci mai am încă un carnet Carlos mai mare. Așa. Așa. În care când deschizi... Iar și este autograful lui Sergiu, dar până... Ia să-l vedem mai mare. Pentru Mihaela este și cu, și cu dedicația, adică toate autografele sunt semnate cu numele fanului sau de obicei lasă doar autograful, dar mie mi-a semnat așa. Așa. Am două huse de telefoane personalizate cu Sergiu, deci care asta este prima mea husă la telefon pe care mi-am făcut-o. Asta este al doua. Puse la telefon și asta deja este preferata și favorita mea. Aha, care stă chiar, da, chiar acum, da, pe telefon. Acum, da. Am albumul de la X Factor, când am fost în vară la preselecții, în calitate de public. Sergiu mi-a acordat autograful lui pe albumul anti-exemplu. De fapt, câte autografe ai tu, înseamnă că? Mai urmează. Hai să le vedem pe toate. Imediat, așa. Aici am prima mea brățară de la Arenele Romane. De fapt, este a doua, anul ăsta, la Arenele Romane, în București, care a fost, pe data de 5 mai. Asta este biletul tot la 5 mai. Eu păstrez orice lucru de-al, orice păstrez ce este legat de Sergiu. Este biletul de la... Tot să deschizi muzeul impresia. Acest bilet cu ochii live și cu această brățară super fan a fost data de 17 septembrie, când am avut brățara de super fan. Am fost chiar super fan. Și aici, în spate, este dat iarăși autograful lui Sergiu, scrie 2017. Aici e concertul care a fost, da, în Moldova. Da. Aici brățarea este de la fratele din clubul Iași, în care au fost băieții acum pe 16 februarie. Tot este cu ei, cu amintirii de la ea. Și ăsta este Forța Zoom, care la mine scrie artist. Am avut... Tu ai avut brățară de artist, da, la acest eveniment? Da, am avut brățară de artist la Forța Zoom. Băieții ți-au dat-o. Nu băieți, cineva m-a ajutat ca să pot să intru la ei în backstage. Am stat cu ei în backstage până când au urcat pe scenă. Și ce vorbești tu cu ei? Cum sunteți, ce faceți, obositor, cum a fost concertele? Nu prea încerc să stresez să pentru că obosești tu la rândul tău. Brățarea asta a fost tot de la un concert, de la Cluj. Apropo, de la Cluj a fost, eu tot nu scriu nimic pe ea, doar am avut brățara, care acum a fost pe 20 martie, parmise. Și mai am ceva foarte interesant aici, care neapărat trebuie să vă le arăt. Sunt mănușe de la Arenile Romane, tot anul ăsta, Carlos, pe care eu foarte tare le prețuiesc, încă și murdar de machiaj sunt. Sunt mănușele lui chiar? Da, mănușele, adică care folosește și solistul, adică ar și mănuși, nu mi le-a dat la intrare, așa. Am, cred că cea mai importantă lucru pe care eu în viața mea niciodată n-am să schimb pentru nimic în lume, este hanoracul, în care eu am transpirat la concertul lui Sergiu. Și scrie aici numele meu iarăși pentru Mihaela. A fost, a dat autograful la Cluj. Când am fost la Cluj, am avut concert băieții, trebuia să plec doar în Iași, Sergiu zis că l-am rugat să-mi semneze hanoracul. Și el... dacă îl speli, nu știu să șterge autograful? Nu, este permanent. Wow! Deci este marker permanent, haideți să-l punem așa. Așa. Dormi în el? Nu, nu doamne. Dar n-ai pijamă, Carla, sim. Urmează să-mi fac și asta. Și asta este tricoul tot cu semnătura lui Sergiu, care am luat-o la Iași. Deci semnătura lui Sergiu. Deci dacă vedeți, practic toate sunt. Și am un lucru foarte, foarte important pe care eu tot foarte mult îl prețuiesc, imediat, numai să-l caut. Așa. Este markerul
în care am zis că niciodată n-am să schimb, este comprenta lui Sergiu, care mi-a dat el de autograf în permanență. Cam asta e o bucată din colecția mea Carlos. Uite, tu nu te-ai gândit că acest fenomen numit Carlos Dream s-ar putea să se spulbere ca și alt fenomen muzical din Moldova, Ozon? Da, este posibilitatea de ca proiectul să se închidă, dar oricum, eu cred că el mereu se persiste în numele noastre. Deci ei sunt atât de iubiți pe scenă că chiar la un moment dat, oricum, orice lucru este trecător, orice se termină la un moment dat, dar eu cred că ei o să rămâi oricum în sufletul nostru, orice ar fi. Pentru că e imposibil să nu iubești. Atât de zâmbăreți, te întâmpină la concert cu atâtea zâmbete, cu atâtea cuprinderi. Și eu, de fapt, inițial nu vreau să mă duc neapărat pentru poză. Vreau să mă cumpăr favoritul în brață. Vreau să-i spui, am zis într-o zi, măi, să știi că Moldova este lângă tine. Tu ești purtătorul nostru de cuvânt. Da. Eu am zis cuiva, zic, eu dacă pot să fiu un acel procent de Republica Moldova care merge la voi la concert, eu mă consider același procent. Pentru că asta mă simt. Ce bravo ești! Baftă ție în tot ceea ce faci mai departe. Câte mai multe emoții pozitive și câte mai multe seri, nopți petrecute alături de Carlos. Nu nopți de alea de care v-ați gândit voi! De obicei concertele au loc noaptea! De asta am avut în vedere. Drum bun înapoi la Iași. Mulțumesc mult! Mulțumesc din suflet!